Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la un nou episod din Jurassic World Evolution 2. Astăzi continui și fac un nou habitat. Am adăugat, după cum ați văzut până acum, noi viewing gallery pentru aviary, pentru a putea vedea mult mai bine dinozaurii noștri, Pteranodonii și Geostembergia, dacă nu mă înșel, da, aceștia doi. O să mai adaug după aceea încă doi Pteranodoni. Am zis să avem mai mulți. Why not? Cu cât mai mulți, cu atât mai bine, cu atât vor veni oamenii și vor vrea să se uite la habitatul creat. Așa că, de ce nu? Pe lângă aceasta am mai adăugat și încă un tip de dinozaur marin, e de talie medie, este Plesiosaurul, cred că 3 am adăugat la, da, doar 3, mi s-au incubat 4 sau 5, dar am optat să aleg doar 3, zic că sunt suficienți, pot conviețui liniștit împreună cu Mosasaurul, nu se întâmplă nimica, așa că o să-i vedeți în partea a doua. Bun, aici mă joc și refac puțin path-ul ca să arate mai bine și creez noul habitat unde vor fi 4 tipuri de dinozauri erbivori. O să avem Brachiosaurul, Dracorex, Ankylosaurul și, dacă nu mă înșel, Parasaurolophus. Da. Aceștia sunt 4. Cu terenul m-am jucat aici puțin, am făcut să vină mai smooth, să fie mai ușor trecerea, cel puțin aici la pat unde o să vină guest, cei care vin și vizitează parcul, să fie mult mai lină panta, să nu fie abruptă dintr-o dată, iar în noul habitat am optat totodată și pentru Gyrosphere. O să vedeți, este o altă modalitate de a vedea dinozaurul pe care avem în habitat. Este unul destul de mare, l-am și făcut intenționat atât de mare acest habitat, deoarece avem 4 specii de dinozauri și posibil, de ce nu, pe viitor poate mai adăugăm încă o specie sau două, depinde. Nu aș vrea să fie totuși suprapopulat, supraaglomerat, dar cred că poate încă o specie de dinozaur ar merge. Puteți să-mi lăsați în comentariu ce tip de dinozaur vreți să mai vedeți și să punem în habitatul nostru. Mă gândeam poate la Gallimimus, este și acesta un tip de dinozaur specific filmului Jurassic Park primul, dar parcă acolo apare prima dată și i-am putea adăuga în acest habitat, s-ar înțelege bine din câte am văzut în mare cu restul dinozaurilor. Asta e ideea, trebuie să punem în așa fel încât dinozaurii să conviețuiască și să fie într-un habitat și să înțeleagă de fapt în habitat. Au și anumite cerințe, anumite nevoi, le putem spune, și nu pot conviețui foarte multe specii de dinozauri unele cu altele. Sunt doar anumite tipuri. Bun, cum am zis, e un habitat destul de mare și voi avea mult mai multe puncte de viewing, pot să zic, de vizualizare, de observare a dinozaurilor. Cred că sunt 3 puncte, da, este primul, este exact aici, unde vedeți în momentul de față. Al doilea se află exact în dreptul viewing gallery de la aviary, dacă nu mă înșel, da, undeva pe acolo, iar al treilea este exact vis-a-vis de Mosasaur, unde l-am creat data trecută, exact aici în spatele acestor clădiri, în spatele shelterului, dacă nu mă înșel, e un shelter și un guest attraction. Bun, iar aici sunt celelalte, le voi construi. Am optat și pentru platforme, pentru a vedea mai bine, mai de sus. Și cam asta a fost tot. Bine, în episodul de astăzi urmează doar să mai fac mici ajustări. Am mai adăugat și încă o stație la monorail, exact aici, unde este ultimul punct de vizualizare al dinozaurilor. Pentru
a fi mai, nu știu, mai ușor și pentru a ajunge mai rapid în această zonă. În rest am mai adăugat câteva decorațiuni. Acum lucrez la habitat și da, mă joc puțin cu terenul. Urmează după aceea să pun câteva plante, foliage. Bine, n-am să pun foarte multe, am să pun doar câteva, mai multe o să fac atunci când o să aducem și dinozauri practic în habitat, în enclosure, și o să vedem ce nevoi au. Iar atunci o să editez mai mult. Aici am pus pentru range posturile și am asignat, da, range team-uri ca să vizualizeze. Iar aici, după cum puteți vedea, am creat path-ul pentru gyrosphere. O să vedeți, chiar interesat, a ieșit super. Îmi place cum, cum se, o să se vadă tot, în special viewing-ul din gyrosphere, cum se văd de aproape dinozaurii, o să vedeți în partea a doua. Și cam atâta pentru acest episod și din această parte. Noi oricum ne vedem în partea a doua, acolo unde o să incubăm și dinozaurii, și o să vedeți mai îndeaproape tot ce am făcut până acum. Bun, vă las aici și ne auzim mai încolo. Bye! Ok, am revenit. Bun, am adăugat, data trecută am zis și am verificat și ok. Imediat, cred că am ascuns, da, statisticile. Am adăugat Plesiosaurus, sunt 3 la număr. 1, 2, 3, da, acesta este Mosasaurul. Imediat vi arăt pe fiecare în parte. Primul, al doilea, ăsta are o culoare foarte interesantă, așa de verde, iar următorul cred că e vișiniu, parcă, sau roșiatic, da. Arată interesant, sunt animale, sunt dinozauri, de fapt, marini de talie mică și pot conviețui împreună cu mosasaurul, pur și simplu nu contează, nu se ceartă, nu se bată unii între alții,
E ok. Asta e singurul lucru pe care l-am... De fapt, sunt două lucruri. Asta e primul, iar al doilea este că am mai adăugat teranodoni, încă 2, 6, 7, da, 7 și 8. Acesta, care e rozaliu, așa, vernil cu rozaliu. Și al 8-lea e exact acesta. Cred că model din acesta mai am de Pteranodon. Am zis să mai adaug încă 2, deoarece este suficient spațiu și pentru că am adăugat aceste două Aviary Viewing Gallery, să fie mai mulți Pteranodon și, de fapt, na, să fie mai mulți dinozauri. Și am decis să adaug această specie, încă 2 în plus și cred că ar trebui să fie ok, da. Cred că de oriunde te-ai uita, ai vedea cel puțin 2-3 la număr din fiecare unghi, da. Da, e chiar ok, super. Bun, acesta este habitatul pe care l-am creat în Speedbuild, așa am adăugat acest Gyro Station, pur și simplu cred că se pot, da, au apărut deja de pe acum. Nu, drive, ride, exact. O să vedem, adică o să fie mai ok și se vadă mai bine când vom avea și dinozauri. Sunt... acest Gyro Station face parte din Jurassic World. A fost introdus și prima dată l-am văzut acolo, în primul film. Și a fost introdus și în joc. Și mi se pare o modalitate nouă și inedită, why not, de a vedea dinozaurii. Pur și simplu te afli în habitatul lor și poți vedea de aproape. Bun, hai să vedem ce specii. Ierbivore, clar. Să adăugăm. Aș vrea să adaug un... dinozaur mai mare, un sauropod, dar cred că voi adăuga Brachiosaurus. E, din nou, unii dintre dinozaurii emblematici care au apărut în primul film. Bine, apare în, cred că în cam toate, doar că atunci a fost introdus și l-am văzut prima dată și... De fapt, nu, n-am modificat aici la skin. Perfect. Random save, perfect. Hai să incubez, are nevoie de 10. Deci, ce ziceam, atunci au fost introduși prima dată și sunt dinozauri de talie mare. Avem 4-6 la număr, da, aceștia de aici. Iar mai apoi aș vrea... mă gândesc la Parasaurolophus sau... Asta nu, de fapt nu. O mai gândesc la ce altceva să adaug, să adăugăm Olorotitanul. Stai să văd de ce are nevoie Brachiosaurus. Tal nut, ok. Nu, cred că mai degrabă, da, ground nut. Și ceilalți, m-am închis aur, talif, fruit, ok, bun. Deci așa rămâne. O să adaug Parasaurolophus. Se înțelege oricum foarte bine cu Brachiosaurus. Îi plac sauropodele, da, amândouă specii au ground nut. Bine, celălalt are tal nut. Da, dar e din aceeași gamă. Bun, modificăm.
Ok, aici și Humble la fel. Save, exit. Hai să vedem la skin-uri. Avem din 2001, ok, și din 97 din filme. Bun, hai să incubăm așa, să luăm 1-2, care au skin-ul din 97. Punem acum skin-ul din 2001. Are nevoie de 7, bun, perfect. Și restul... sau nu, cred că e suficient așa. Da, cred că e ok. Să văd câte exuri o să am. Normal ar trebui să primesc undeva la 6. Aici 2, bun. Atunci ar fi mai bine. Sau nu, ajung de fapt 2 brachiosauri. Mă gândeam să pun 3, dar nu, e ok, sunt suficienți. Aș putea adăuga și anchilosaur. Câțiva. Știu că ei nu au nevoie de... foarte mult. De fapt, aș vrea să mă uit. Ce specie de dinozaur, de fapt, mai are talnut sau groundnut? Cryptonosaur ar avea. Groundnut ar avea și leaf. Nu, e prea... cred că nu sunt foarte multe specii care să aibă... ar fi mai saur. Deși... Dracorex... e detalie mică. Aș putea încerca. Da, hai să vedem. Nu are traituri negative, trăsături care, adică că da, caracteristici, trăsături, mă rog, tot aia e negative, deci ok, punem doar la skin-uri să fie aleatorul și hai să încerc până la urmă. Dracorex ce are? Ground leaf și ground nut, iar ăsta are ground leaf și ground fruit. Ar trebui bun. Aș putea încerca și cu anchilosaur. Ok. Și la skin-uri... avem din 2001. Nice. 13. Nu cred că am suficient. Nu, n-am de suficient. N-am suficient scientist. Hai să mai... angajăm. Asta ar fi ok. Confirm și să-i punem punctele. Cred că acum ar trebui să fie ok. Nu modify. Că l-am modificat deja. 7 cu 5, da, putem pune așa. Perfect, nice. Dracorex, bine, da, sunt cei mai mici. Și 5 la număr. Cred că ar trebui să fie suficient. Nu știu sigur cât au nevoie. Câți Dracorex trebuie să fie într-un habitat să aibă social-ul și confort ok. Ok, văd că s-a terminat
Parasaurolophus-ul, 1, 2, 3, hai să zic 4 și din celălalt o să aleg tot așa 3 sau 4. Dacă nu mă înșel, ei cred că au nevoie de 6 să fie, să trăiască împreună. Release via airlift, îi putem pune. Ok. Și ceilalți erau 4, 5, 6, hai să zic 7. Ar trebui să fie ok. Acesta 6. Mai rămâne Ankylosaurus și Brachiosaurus. Brachiosaurus durează cel mai mult pentru că e destul de mare, cum am zis. Ia să vedem Brachiosaurus 2. O să pun doar unul. Select eggs. Ok, ăștia sunt skittish. Un trait negativ. Bine, nu e atât de grav. Bine, o să iau doar unul totuși și o să mai incubez după aceea. 10, perfect. Deci aș mai avea nevoie de un Ankylosaur sau 2 maxim și de încă un Brachiosaur. Dracorex-ul urmează să fie transportat. Cred că nu au fost încă. Nu. Sunt pe drum. Ok. După o să trimit și pe ceilalți. Bun, ia să vedem de ce au nevoie. Not. Ok. De fapt, ăsta e Leaf. Ok, ok, ok. Nu, am nevoie de Not. Ăsta e Not. Ok. Ar trebui să fie Tall and Ground Not. Da, ar trebui să fie ok. Bun. E să vedem Release via Airlift. La fel. 4 și mai rămân ceilalți. Modified Genome și vreau la Color să-l pun pe cel din 93. Save. Sunt 4, bun. Dracorex, hai să vedem. Nice. Chiar au cel puțin acesta are culoare interesantă. Și restul din ce văd arată mișto. Chiar arată interesant. Ok. Hai să okay, so this next dinosaur, the Parasaurolophus, has a flair for the dramatic, especially where its head is concerned. It has a distinct release via airlift, la fel. Sunt
Sunt doar 3. Perfect. Și încă un anchilosaur, am zis. Hai să-i dăm random. Da. 13, 10 cu 3, nice. Brachiosaur. Are nevoie de 8, n-am, da, pot să combin așa să zic. Ah, de fapt nu, uite, am greșit, da, e ok, era suficient. Ia să-i vedem de ce au nevoie. E ok și momentan la populația au nevoie de... Ba, sunt 4, ok. Imediat o să ne uităm și la ei. Vreau să văd restul. Ankylosaur, văd că și ăsta e skittish. Bun, o să-i luăm pe aceștia doi, nu contează. 10, 10, 10, ăsta perfect. Aștept să fie gata și celălalt brachiosaur sau să se apropie de a fi gata. Văd că și anchiosaurul durează foarte mult să se incubeze. Bun, putem pune primul brachiosaur și după aceea îl trimitem pe al doilea. Mai îmi rămân anchiosaurul la final și cam atâta. Va trebui să mă uit la needs, de ce au nevoie. Ar trebui să fie ok. Ia să vedem brachiosaurul. Mai are nevoie de Forest și Talnut. Imediat să vină și celălalt. Trebuie să lăsăm să exploreze puțin teritoriul. Și ar trebui să fie ok. Pot pune și anchilosaurul. De exemplu, imediat o să fie gata și ceilalți doi. Și ar trebui să fie ok. Avem 4 tipuri de dinozauri. Văd că aici am uitat niște fence, niște guard. În rest e ok. Bun. Ia să dăm brachiosaur. Da, e ok. They call this the Ankylosaurus. I call it an armored ball of walking, breathing trouble. Still, some might call it charming, amusing, delightful. Each to their own. Ar mai avea nevoie de forest puțin. Cam așa, zic eu. Încerc să combin.
Perfect. Ankylosaur, ok, a ajuns și cred că sunt gata și ceilalți, da. Unde e? Aici. De ce ar avea nevoie? Ok. Și ground fruit. Cam așa. Să vină și ceilalți doi. Nu, asta. Ok. Și fruit, ok. Bun, ar trebui să fie ok. Brachiosauri la fel. Nice. Și ăsta e cu skinul din 97. Ok. Restul... da, restul sunt bine, sunt ok. Nu ne-am uitat la Parasaurolophus, da. 6 și ăștia sunt cu celălalt skin, da. Arată interesant. Primii 4, da, sunt așa și următorii 3. Bine, nu e foarte mare diferență, ceilalți au ceva, da, sunt cu verde, au solzi cu, sau pielea ce-o fi, cu verde și ceilalți nu au atât de mult. Dacă mă uit de sus, e ok, da. Poate ar mai merge un brachiosaur sau alt tip de dinozaur. Pachycephalosaurul ar fi ok. Why not? Și aceștia au skill-uri mișto. Chiar arată drăguț. Nice. Bun. Cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Poate pe parcurs mai o să mă mai uit, o să văd cum o să extind parcul în continuare și dacă cumva mai vrem să adăugăm, puteți să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să mai adăugăm în acest habitat alți dinozauri. Putem să rezolvăm poate cumva situația. Nu raid, sorry. Vreau altceva. Drive, perfect. Deci, cum ziceam, acesta este habitatul cu girosferele și chiar arată super. Poți vedea dinozauri îndeaproape. Ne putem abate de la
path și putem explora noi cât de cât. Ia să vedem unde sunt restul. Cred că erau pe aici, dacă nu mă înșel. Yep. Cum am zis, e un mod mai diferit și interesant de observat dinozaurii, nu doar din viewing gallery. Nu pot muta camera un pic mai sus să îl vedem. Acum se vede mai bine. Nice. Chiar arată drăguț. Îmi place cum a ieșit habitatul. Avem destul de mulți dinozauri. Aici este unul din ei. E atât de mic că abia l-am zărit. Nice. Bun. Deci cam asta a fost, cum am zis, pentru episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, puteți să comentați și să îmi ziceți, cum am zis mai jos, dacă vreți să adăugăm și alți dinozauri în parcul nostru sau chiar în acest habitat, de ce nu. Eu am fost Gravity, iar noi ne auzim data viitoare. Bye, guys!